Mult drag vă spun încă o dată bună seara, bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze venirea în locul acesta. Aș vrea să reamintim faptul că fiecare săptămână ar trebui să fie un moment de har pe care să-l recunoaștem și în fiecare săptămână ar trebui să citim două capitole din Biblie. Știți cineva ce capitole din Biblie ar trebui să citim în fiecare săptămână? Isaia 53 și altul? 1 Corinteni, capitolul 13. Dacă am citi în fiecare săptămână și am medita la Isaia 53 și la 1 Corinteni, capitolul 13, probabil că lucrurile ar fi altfel în viața noastră. În această seară aș vrea să zăbovim câteva momente în jurul subiectului crucii Domnului Hristos și să ne amintim că El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădlegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rădile Lui suntem tămăduiți, spune prorocul Isaia. Însă într-o zi am aflat un lucru foarte interesant despre această străpungere a Domnului Iisus și aș vrea să încep povestindu-vă și vouă ce am aflat. Un autor zicea, Iisus a fost străpuns la cap cu cununa aceea de spin ca să spele păcatele minților noastre. Iisus a fost străpuns la mâini prin acele piroane ruginite ca să spele păcatele lucrărilor mâinilor noastre. Iisus a fost străpuns la picioare ca să spele păcatele umbletelor noastre. Și Iisus a fost străpuns la coastă ca să spele păcatele inimilor noastre. Mi se pare o realizare completă a ispășirii în viața noastră prin străpungerea Domnului Iisus Hristos. Ce vă marchează cel mai mult în evenimentele despre care ați auzit predici, despre care ați văzut filme? În evenimentele crucificării Domnului Iisus Hristos. Cine vrea să spună? Un gând. Ce vă marchează cel mai mult? E deschis dialogul în seara aceasta. Cel mai mult, cel mai mult, pe voi. Cine vrea să spună? Nimic nu vă marchează. Mă rog. Ca un miel. Ca o oaie mut. Și fără vină. Așa este. Mulțumesc pentru onestitate. Cine mai vrea să spună? Ce l-a marcat cel mai mult? Vă rog. Faptul că Hristos a spus, Doamne, iată-i că nu știu ce fac. Noi oarecum reacționăm când suntem necăziți. Doamne, zdrobește-le dinții din gură. Acum. Sunt psalmi imprecatori. Nu? Cităm pe aia. Puține zice că Europa Liberă a trimis o scrisoare lui Ceaușescu, psalmul 109. Puține să fie zile la număr și slujba să-i ia altul. Să rămână copiii orfani și nevastă sau văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi să cerșească și așa mai departe. Acum nu știu cât e adevărat, dar era un banc pe vremea aceea. I-a trimis exact psalmul ăsta. Nu e așa, tinde să împlinească dreptatea, nu? Altcineva. Copii. Thank you.
Ce spui tu acum este ceva ce nu vom putea înțelege niciodată, nici măcar în veșnicie. Se spune că fraza Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, este cel mai greu de înțeles din Sfânta Scriptură. Pentru că nu știm exact cum au loc aceste procese ale salvării și mântuirii noastre. Nu știm exact ce înseamnă că Tatăl și-a întors față de la El. Și să mai pun o întrebare pe care am găsit-o la Richard Wurmbrand. Dacă Iisus Hristos, cel nevinovat, a fost pedepsit atât de cumplit de Dumnezeu pentru păcatele noastre, cum vom fi noi pedepsiți pentru păcatele noastre dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu? Deci dacă El a fost atât de pedepsit pentru niște păcate pe care nu le merita, cum vom fi noi pedepsiți dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu? Dramatic. Cine mai vrea să spună? Ce l-a impresionat? Vă rog. Se preocupe de alții. Mulțumesc foarte mult. Așa de adânci aceste cuvinte. Cine mă batjocorește pe mine? Mă batjocorește Pilat, mă rog, preoți cei mai de seamă. Dar cine? Niște tâlhari, niște venetici care trec pe aici prin față, adică vreau să vă redau din Giovanni Papini cartea asta, o carte superbă. V-am adus-o să citesc câte ceva din ea în această seară. Viața lui Iisus se numește. O traducere de Alexandru Marcu, foarte frumoasă traducere, în care spune că sadicii, fariseii, scribii îmboldeau cu tot felul de născociri încetineala romanilor. Și zice așa: tu care zidești templul și tu care de rând templul și îl zidești la loc în 3 zile, n-ai poftă de a propovădui? De ce nu binevoiești să ne botezi și pe noi? Ce păcat că romanii nu îngăduie străvechea noastră osândă, că te-am fi îmbrăcat într-un suman de pietre, te-am fi ascuns sub un munte de bolovani. Odinioară în fața adulterei i-am lăsat din mână, dar acum ai fi plătit și pentru tine și pentru aceea. N-ai poftă de a propovădui? Mesia, Mesia, salvează de pe tine și salvează-ne și pe noi. Dar Dumnezeescul țintuit tace. Sfâșierea frigurilor ce prind al scutura nu este atât de dureroasă ca vorbele fraților care îl răstignesc a doua oară pe crucea înspăimântătoarei lor neștiințe. Dramatic. Altcineva, te rog. Ce vă mai impresionează în istoria aceasta a răstignirii Domnului Iisus? Facă-se voia ta. În mod onest, facă-se voia ta. Iată că deja am început să predicați dumneavoastră și mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Cine mai are un gând
Ceva ce îl zdrobește când se gândește la evenimentul crucii Domnului Iisus, de la momentul Ghețemani până la momentul morții Domnului Hristos. Te rog. Cum vrei. Așa este. S-a mai amintit ideea aceasta, este răvășitoare. Săpând adânc în textul biblic, eu am găsit ceva, nu știu cât de exegetic este, de alomiretic, este foarte frumos. Să știți că Iisus nu se roagă, Tată, îi iert. De ce nu se roagă, Tată, îi iert? Îi iertase, dar dacă ar fi auzit cei care îl chinuiau aceste cuvinte, Tată, îi iert, imediat ar fi respins acest mesaj al Evangheliei. A, nici aici nu te liniștești. Uite, Domnule, uite, acum El vrea să ne ierte pe toți El. Dar Iisus, ca să primească ei această Evanghelie din dragoste pentru ei, s-a rugat Tatălui în care ei credeau, pentru ca în ziua cincizecimii să se întoarcă mulți oameni la Dumnezeu. Și printre ei, se pare că erau și dintre aceia care au fost acolo la piciorul crucii Domnului Iisus Hristos. Haideți să vă spun că toate aceste lucruri mie mi se pare extraordinare pe care le-a zis, însă stând și gândindu-mă la jertfa Domnului Hristos în aceste zile, gândindu-mă că trebuie să ne îndreptăm sufletul spre ea, mi-am oprit privirea la două texte, unul în seara aceasta și unul mâine dimineață. Cel de mâine dimineață vi-l spun acum, pentru că nu-l vom discuta prea amănunțit, ci doar îl voi aminti. Și sună astfel, ce am scris, am scris, a zis Pilat. Care sunt semnificațiile profunde ale acestor cuvinte? Ce am scris, am scris. O să descoperim într-o excursie frumoasă mâine dimineață profunzimea, adâncimea și dramatismul acestor cuvinte care ne obligă pe fiecare dintre noi. În această seară însă vreau să vă îndrept atenția către textul din Luca la capitolul 22 cu versetul 48. Luca 22 cu 48 este un text care atunci când îmi vine în minte și pe care atunci când îl citesc, aproape când stă inima în loc. Auziți. Și Iisus i-a zis. Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Doamne, cât de dramatic sună întrebarea asta. Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Titlul mesajului din seara aceasta este Iuda, sinonimul trădării. Iuda, sinonimul trădării. Prima întrebare. Ați văzut vreodată într-o familie românească o mamă care să meargă la un hipermarket și să aibă cu ea copilul și copilul să facă câțiva pași în față sau în spate, să se zburde pe acolo, să zburde pe acolo prin hipermarket și să auziți următoarea propoziție? Iuda, hai la mama Iuda! Hai la mama Iuda! Vino, dragul mami Iuda! Hai Iuda, fii cu minte, mamă Iuda! Ha? Ați auzit?
Vrei un copil de român să se numească Iuda? N-am auzit. Poate că fi. Cum există și altele, să nu le dau acum nume. Ați văzut că o cheamă pe o doamnă poliția și nu știu cum. Și vă dați seama, cine vine? Vine poliția. Da, așa a dat numele părinții, ce să faci? Asta e. Unele nume sunt mai ciudate, mai hazli, altele sunt serioase. Fiecare nume înseamnă ceva, reprezintă ceva. Părinții s-au identificat la un moment dat cu numele acela. Nu înțeleg niciodată pe părinții care pun nume copilor, de nici ei nu știu să le rostească foarte bine, li se împletijește limba și întreb ce înseamnă Ailsa, să zicem. Nu știu dacă este cineva dintre voi. Păi nu știm, dar sună bine. De obicei, numele are o semnificație și atunci când pui un nume, trebuie să știi cam ce înseamnă numele respectiv. De aceea pui un nume, nu doar ca să... Mă rog, dar n-am auzit pe nimeni să cheme sau să îl denumească pe odorul lui Iuda. În limba ebraică, în ebraica veche, acest nume era unul onorabil. Iuda, Yehuda, era un nume extraordinar care vorbea despre mântuirea lui Dumnezeu, despre Jehova, care este Salvatorul, care este Mântuitorul. Numai că dacă Iosif a fost vândut prin intermediul unui frate care se numea Iuda, Mântuitorul este vândut prin intermediul unui ucenic care se numește Iuda. Și probabil de atunci nici un om până în zilele noastre nu își denumește copilul Iuda. În această seară aș dori să punem o întrebare. De ce? De ce Iuda îl vinde pe Iisus? Care este resortul adevărat? Care este taina acestei vânzări? Pentru că dacă identificăm taina acestei vânzări, putem și noi să vedem încălcitele înfățișări de falsitate ale sufletului nostru și să le preîntâmpinăm. De ce? Sunt câteva răspunsuri pe care unii oameni le dau și vreau să vi le aduc înainte. Primul răspuns clasic este că Iuda l-a vândut pe Iisus pentru bani. El era casier. Ioan spune că șterpelea ce punea ucenicii în pungă, așa că iubitorul de bani a vrut să mai facă 30 de arginți. Se pare că 30 de arginți în zilele noastre înseamnă în jur de 100 de lire sterline. Ce ziceți? Ați vinde un prieten pentru 100 de lire sterline? Hai că îți dau 100 de lire, zi-mi, cu cine l-ai văzut acolo? Ce a făcut acolo? 100 de lire sterline. Să înseamnă 5 milioane, 5 milioane și ceva. Să zicem că n-ar valora 100, să zicem că ar valora 1000 de lire sterline. Ați vinde pe cineva pentru 1000 de lire sterline? Oamenii onorabili, în general, nu vorbesc despre prețuri. Ei n-ar vinde nici pentru un leu, nici pentru 1 milion de lire sterline. Acum sunt tot felul de coerciții inventate de analele istoriei în care comunismul, vă recomand să vizitați muzeul victimelor comunismului de la Siget, comunismul a perfecționat metode ale inchiziției și prin care unii tovarăși epuizați de nesomn, de cele mai odioase persecuții, au reușit să spună un nume sau să spună o adresă cu care au colaborat și așa mai departe. Nu ne referim la astfel de momente, ci ne referim la propria inițiativă. Mă duc că știu că o să primesc de la postul de televiziune X 1000 de lire sterline și să spun ce am făcut aseară cu personalitatea respectivă.
Care dă mai mult? 1500 îmi dă B1, 2000 îmi dă canal D, Can TV îmi dă 3000. Am la Can TV, că asta e. Foarte puțin dintre noi ne-am pretat la o astfel de chestiune. E adevărat sau nu? Da? În modul în care ești onest, te apuci să vinzi pe aproapele tău. Dar totuși Iuda l-a vândut pe Iisus. Cu toate acestea, eu cred că n-a fost iubirea de bani la mijloc. Știți de ce? Cred că n-a fost. Pentru că putea să ia 30 de arginți din pungă, să plece și să nu mai vândă pe Iisus. Nu? Dacă el într-adevăr își dorea banii ăia, putea să-i șterpelească din pungă, 30 de argini sunt ai mei, ori de aici, ori de la farisei, și nu-l mai vând. Și nu cred că banul a fost ceea ce l-a împins pe el la un astfel de gest. Există o piesă de teatru care se intitulează A pătimit sub Ponțiu Pilat, scrisă de Paul Reynal, în care acest autor vorbește despre Iuda ca fiind co-mântuitor la opera Dumnezeirii. Ce înseamnă asta? Adică văzând că nimeni, domnule, nimeni nu-l dă pe Iisus în mâna gloatei și știind că trebuie să se împlinească Scriptura, Iuda, ca să se înscrie planului divin, s-a sacrificat pe sine și a zis, eu, chiar dacă voi fi urât de toate neamurile până în ziua veșniciei, mă voi sacrifica și îl voi vinde pe Iisus. Ce ziceți? Stă în picioare treaba asta? De unde știți că nu stă în picioare? Ce ziceți? Vă spun de unde. Dacă Iuda ar fi fost atât de martir și conștient de misiunea aceasta și s-ar fi, mă rog, pretins co-redeemer, nu i-ar mai fi venit regretele la sfârșit. Dar la sfârșit el a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. El n-ar fi zis, am păcătuit, sunt un erou, am reușit, planul meu ar fi fost dus la capăt. Ei, dragilor, în cartea Dăruim vei dobândi, Nicolae Steinhardt, un mare filozof creștin ortodox, vorbește despre faptul că problema lui Iuda era alta. El se considera prea bun ca să facă niște lucruri atât de simpli și neînsemnate cum ar fi a purta o pungă, a merge ca toți ceilalți, ca niște oi după Iisus, a face niște lucruri nesemnificative din punctul de vedere, adică ce e aia, să împarți niște mâncare la niște flămânzi sau, mă rog, chestiile astea nu sunt pentru el. El ar fi chemat la o slujbă fenomenală. Aveam și eu un coleg de clasă care tot timpul se visa predicând numai pe stadioane, arhipline, vai. El ar fi în stare să țină evanghelizări din acestea pe super stadioane și așa mai departe. Și am zis, bă, foarte bine, dar începe cu 2-3 oameni. Începe cu 2-3 oameni. Asta nu era pentru el, treaba asta. 2-3 oameni. Un studiu biblic, cu un om, cu doi, demite el. Câți la biserică? 2. Oho, dacă sunt numai 2, ce caut eu acolo, doamne? Sunt foarte mulți oameni care au această viziune a lui Iuda. Domnule, pierdem vremea, pacia. Ce facem, domnule? O rugăciune? Ce e aia, domnule? Ce facem? Vin la biserică doar... Na, și ce dacă? Nu, domnule, noi suntem în stare să mutăm munții, domnule. Suntem în stare să mutăm luna și soarele de pe cer. Nu chestii din astea mărunte. Noi vrem să fim mântuitori, de fapt. De fapt, aici este sămânța invidiei și a răzvrătirii. Vrei să faci cumva să-L ajuți pe Iisus în opera de mântuire. Și aceasta este o erezie care se numea cainită. Știți de la cine vine erezia cainită? Cam de la cine crezi că vine? De la Cain. Care a făcut ce?
că ai adus o jertfă din roadele pământului, crezând că prin eforturile proprii și prin îngrijirea lui proprie va putea să fie mântuit. Nu, Dumnezeu avea nevoie ca omul să se gândească la faptul că el nu poate prin eforturile lui proprii. Și Abel a adus o jertfă prin credință, spune Apostolul Pavel în Evrei capitolul 12, ce fel de jertfă? În capitolul 11. Prin credință a adus o jertfă mai bună decât Cain. De ce? Pentru că la cine privea Abel? Pe cine reprezenta mielul acela pe care l-a adus Abel? Pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, această chestiune care ține de comântuire, domnule, să facem lucruri fenomenale, să mutăm munții, sunt lucruri frumoase. Însă, dragilor, noi trebuie să facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. În umilință, în simplitatea noastră, putem să contribuim la împărăția lui Dumnezeu. Dacă eu dar fi zis, nu mă interesează chestia asta. Păi, dar nu ești un om cu viziune. Nu e nicio problemă, să fiu așa. Zice, atât de frumos Nicolae Steinhardt. Dom'le, el trebuia să gândească țărănește, domnule. Țărănește. Și auziți ce spune el în ultima pagină din capitolul Tragedia lui Iuda. Ce putea face? Ce trebuia să facă? Să judece nespus mai simplu și mai uman, aș spune mai țărănește și mai bătrânește. S-ar fi cuvenit să-și spună mereu, oricând era vizitat de ispita demonică, a asumării rolului de coredemptor. Treci în dreptul meu, Satanul, eu nu-s decât un biet păcătos. Nu m-a măgit pe mine cu sarcini care țin de cei de sus. N-are cine să ducă la îndeplinire economia divină? N-aș crede că Dumnezeu nu poate găsi și alte mijloace. Oricum nu știu, nu mă amestec, nu-i treaba mea de om, e treaba lui Dumnezeu. Facă dar ce știe și cum o crede mai bine. Eu unul nu-s Dumnezeu, eu una știu și bună. Prietenul și învățătorul nu mi-l vând și nu mi-l trădez. Aceasta trebuia să spună Iuda, zice Nicolae Steinhardt. Mi se pare extraordinar. Nu vi se pare? O altă teorie spune că Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos din spiritul de revoluționar. Adică el simpatiza foarte mult cu tagma ziloților. Ziloții erau o categorie specială de credincioși pe vremea aceea care luptau împotriva rânduirii romane. Și cum găseau un roman la colț întunecat, pac, îl omorau. Și Iuda și-a zis, băi, eu am fost cu Iisus. Eu știu că Iisus e Mesia. Ba că Iisus are nevoie de un pic de ajutor ca să pună mâna pe putere, domnule, nu se poate așa ceva. Pună mâna pe putere odată. Hai să-l forțăm să pună mâna pe putere. Dacă nu e în stare el, măcar să-l împingem spre chestia asta. Are nevoie de unul ca mine lângă el, ca să-l împingă spre chestia asta, domnule. Să pună mâna pe scaunul lui David și să scuture odată jugul roman, că ne-am săturat de atâta spiritul de revoluționar. Credeți că asta a fost? Unii cercetători vorbesc despre răzbunare. Iuda s-a răzbunat. De ce s-a răzbunat pe Iisus? Avea motive să o facă? Știți ceva? Unii sunt de părere că avea. Păi n-a fost Iisus acela care l-a confruntat în mod direct cu problema lui la ospățul din casa lui Simon? Când el a văzut mirul scurgându-se peste trupul Domnului Iisus și când a mirosit și s-a dat seama că nu e un parfum din ăsta, apă de colonie, farme, Cluj-Napoca, ci este din ăla, de sute de euro. Se spune că Maria a adus parfumul pe care l-a plătit cu un salariu până an de zile. Adică era ceva finuț și scump și el imediat a calculat. Acest parfum s-ar fi putut vinde și banii să se fi dat săracilor, să fi făcut ceva serios, substanțial cu această sumă de bani, nu așa să se risipească. Și Domnul Iisus, deși nu l-a atacat direct, i-a spus, de ce faceți supărare, femeia? Domnul Iisus nu zice, bă, nenorocitule, tu vorbești, mă, de dat săracilor. Nu l-a demascat pe față, i-a zis, de ce faceți supărare, femeie? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Adevărat vă spun că din episodul ăsta pe care unii n-ar vrea să-l
spunem niciodată și n-ar vrea să știe nimeni, în care o femeie despletită vine și sărută picioarele Mântuitorului, vai, vai, cine știe ce bârfe și ce chestii, că a venit una pe dinapoi. Probabil că dacă aș fi fost în locul Mântuitorului, ar fi zis, bă, Maria, Maria, uite-mă mai încolo, ce faci aici, mă, că sunt căsătorit? Mă puși acum să-mi pup picioarele, mă, și să și plâng. Cine știe ce crede lumea asta despre noi? Deci Iisus, în loc să treacă sub tăcere această chestie, zice, fiți atenți aici, ce vă zic eu. Oriunde se va predica Evanghelia aceasta, se va spune și ce a făcut această femeie pentru Evanghelie. Ai înțeles, Iuda? Dar nu-l demască pe față. Și când ia cina, mi-a plăcut o idee pe care am văzut-o la Richard Wurmbrand, fenomenală idee. Când ia cina, Iuda nu aude ultimele cuvinte ale Domnului, pentru că el aude cuvintele, ce ai de făcut, prietene, ce ai de făcut, fă repede. Da? El iese afară în noapte și Domnul Iisus le spune tot, prietenii mei, voi sunteți prietenii mei, dacă mă iubiți, despărziți poruncile mele, voi sunteți prietenii mei, prietenii mei, prietenii mei. Și Iuda n-a auzit aceste cuvinte. Și când se întâlnește cu el, ce îi zice? Prietene, ce ai de făcut, fă repede. Fenomenală dragostea Domnului. Deci Iuda nu poate lua ca o răzbunare, gata, îl sărut acum că m-a jignit, m-a supărat, trebuie să piară ăsta, că nu mai pot așa, adică m-a umilit în public. Hai să vă spun o altă teorie care a ajuns la urechile mele, pe care o împărtășesc din ce în ce mai mulți oameni cu mintea încălcită. Iuda l-a vândut pe Domnul din iubire. Ați auzit? Zice așa. Iuda l-a vândut pe Domnul din iubire. Pentru că există și astfel de iubiri la unii oameni. Te iubesc, pacă-i tai nasul. După care dai un trandafir să-l miroase. Vai, dar de ce nu te bucuri? Dar de ce nu te bucuri? Curge sângele și roaie, pac, pac. După ce ai băgat sabia la spate, scos trandafirul. Hai, te rog, miroase, hai. Din iubire. Dar nu uitați un lucru. Acest autor pune problema, la fel de ironic cum am pus eu în seara aceasta, se numește Teodor Popescu și din Betania la Golgota, este o carte foarte frumoasă, în care spune așa. Trebuie cu adevărat ca Domnul Iisus Hristos să fi fost vrednic de toată iubirea, dacă până și cel care îl trădase dorea să o facă printr-un sărut. Adică Iuda n-a zis, ăsta e, spre cine voi arăta eu cu degetul, ăla este. Iuda n-a zis, pe cine voi scuipa eu, ăla este. Iuda n-a zis, fiți atenți aici, mă voi duce printre ucenici și voi intra cu umărul într-unul, ca să știți care este. Și Iuda a zis, pe care îl voi săruta eu. Însă întrebarea rămâne peste veacuri, dragilor. Auziți aici, Iudo, cu o sărătare vinzi tu pe Fiul Omului? Ce ziceți, dragilor? Mai e valabilă întrebarea asta și astăzi? Sunt atât de multe sărutări la propriu sau la figurat, care sunt urmate de război. Sunt atât de multe lecții de prefăcătorie în lumea aceasta. Dalila vorbea cu Samson și zicea, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine, ți-ai bătut joc de mine? Serios. Cine și-a bătut joc de cine, domnule? Cine și-a bătut joc de cine? El de ea sau ea de el? Și prostul s-a dus înainte la fel. După ce i-a zis, băi, fii atent că ăsta te trădează. Nu, domnule, las că mă iubești. Serios, te iubești. Filistenii sunt asupra ta, Samson.
mamă, și când s-a încordat ăla, niște fire noi, ca și când ar fi fost niște câlți aruncați în foc. Și el, atât de orbit, aude această manipulare de joasă speță pe care o face doamna Dalila și care îi zice: inima ta nu este cu mine, vai, tu nu mă iubești. Bine, 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 hai că te iubesc, fii atent. Da? Aia era iubire? Aia era prostie, vă zic eu. În loc să înțeleagă care e darul pe care Dumnezeu l-a dat și în loc să vadă manipularea aceasta, unii recurg la aceeași tehnică, tehnica sărutărilor, sărutărilor în jur. La revedere, bună ziua, vai, amabil. Gura lor, zice psalmul, este ca smântână, dar în inimă poartă războiul. Acesta este Iuda. Dragilor, m-am gândit foarte mult în seara aceasta. Care este cauza pentru care Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus? Probabil că niciuna și probabil că puțin din toate pe care vi le-am spus în seara aceasta. Un pic de ură, un pic de invidie, un pic de iubire de bani, un pic de fățărnicie, un pic de dorință de a se etala pe sine. Și au zis cum se termină monologul acesta, trebuie să vă spun. Un om cu mintea încălcită, el niciodată nu poate pricepe când este de vină. Deci Iuda, dacă ar fi astăzi printre noi, ne-ar demonstra că el are dreptate, că el trebuia să o facă, domnule. Auziți ce vă zice domnul la judecată, zice Steinhardt. Ai fost la popi, mă? Da, dar să vedeți că, mă, ai luat bani de la ei, recunoști? Recunosc, însă nu ei mi-am cerut, ei mi-au silit să iau. Lasă asta, i-ai luat ori nu? Răspunde. I-am luat. Le-a arătat locul unde urma să vină Husanul? Eu am vrut cu totul altceva. Mă, tu răspunde la întrebări, le-a arătat? Da. Așa, și pe acela l-ai sărutat? Mi-era prieten. Mă, podoabă, tu ca prieten l-a sărutat, ori ca indicator. Eu am vrut să-l ajut să... Mă, nu ține, mă, tu ai vândut pontul și ai mers acolo să-l predai oamenilor popimi, așa-i? Eu, atunci de ce tot o întorci ca la Ploiești? Dar banii i-am dat înapoi și m-am sinucis. Păi tocmai asta dovedește că te recunoști vinovat și că te știi agent informator. Mi se pare genial. Dar stai, pică... A fost așa o sărutare, a fost așa o... Nu vă lăsați, dragi copii, dragi frați, duși în eroare. Răul este rău și binele este bine. Iuda este sinonim cu trădarea, nu cu virtutea, nu cu sacrificiul de sine, nu cu mântuirea... care are nevoie de ajutor. Nu. Și în final vreau să vă mai citesc ceva din cartea asta la altă, Giovanni Papini. Când Iuda a aruncat banii în templu, capitolul Taina Iudei. Auziți aici. Fiecare dintre noi și-a dat obolul, un obol cât de mic, ca să cumpere de la Iuda această victimă, rămasă de atunci și până astăzi întreagă. Am pus toți mână de la mână ca să strângem banii cât ți-a costat sângele Liberatorului. Toți. Caiafa n-a fost decât mijlocitorul nostru, țarina olarului, știți că după ce i-a aruncat banii în templu, s-au cumpărat cu banii aceia țarina olarului. Țarina olarului, plătită cu acei bani, țarina cumpărată cu prețul sângelui, e în moștenirea noastră, e a noastră. Iar acea sfoară de moșie, sporită în chip misterios, s-a lățit până ce a cuprins jumătate din fața pământului. Orașe întregi,
orașe cu multă omenire, așternută cu piatră, luminate, măturate, orașe cu prăvălii și bordeluri, strălucesc pe ea de la miază noapte către miază zi. Și pentru ca taina să fie din ce în ce mai mare, banii iudei, la fel, înmiți de trădările atâtor veacuri, de toate târgurile încheiate și sporiți pe deasupra de dobândă, s-au făcut puzderie de mulți. Astăzi, pot jura contabilii, toate încăperile templului n-ar ajunge să cuprindă banii puiați până astăzi de cei 30 de arginți pe care în aiureala căinței i-a aruncat acolo cel ce și-a vândut Dumnezeu. Iudo, cu o sărutare vinzi pe Fiul Omului. Doamne, iartă-ne că te-am trădat pentru mai puțin de 30 de arginți. Poate am trădat pentru un bilet de tramvai necompostat sau pentru lucruri mult mai nesemnificative. Și în seara aceasta primește-ne sufletele.